găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor NCN. Invitatul nostru de astăzi este psihoterapeut. Bine ați venit la noi! Bună ziua! Și povestim despre relații. Relațiile din ziua de astăzi mai sunt așa cum le știam tradiționale, ca acum 40 de ani, 50 de ani, se cunosc la bal, tinerii se plac, urmează o perioadă de pețit? Ca și toate aspectele din viața noastră, inclusiv relațiile, s-au modificat și până la urmă e normal să se întâmple astfel. Dacă în trecut, nu știu, relațiile erau așa o modalitate de organizare care avea, la bază, avea și o bază economică, acum focalizarea e mult mai mult pe a fi fericiți, pe a găsi iubirea, pe a găsi pasiunea în acea relație. Prin urmare, apar și probleme asociate cu asta. Aici vreau să ajungem la problemele care apar în relație. Spuneți-mi, vă rog frumos, cum ar trebui să arate o relație? Nu întotdeauna există o rețetă neapărat pentru cum ar trebui să fie o relație. O relație ar trebui să aibă câteva elemente esențiale, da? Să existe partea de iubire, de afecțiune, dar în același timp să existe și partea de parteneriat, în care să puteți lucra împreună pentru anumite obiective, în același timp să existe și partea de atracție sexuală, să existe și partea de intimitate și un aspect care se pare că e foarte important și partea de susținere, de a se susține unul pe celălalt partenerii în a-și atinge propriile obiective, în a se dezvolta, în a se exprima cât mai mult. Nu dețin niște date statistice, însă știm din experiență, din auzite, că principalul motiv pentru care o relație este distrusă sau unul dintre principalele motive este înșelatul. De ce simt partenerii nevoia să înșele? Așa este. Unul dintre motivele pentru care foarte multe relații ajung la final este tocmai asta. Motivele pot fi diverse. De obicei, concepția pe care o avem e că persoana înșeală pentru că relația nu funcționează. Și în unele cazuri, într-adevăr, aceasta poate fi cauza. Da? Nu știu, o relație care începe să acumuleze tot mai multe lucruri negative, începe să acumuleze tensiune, începe să acumuleze multe lucruri nerezolvate, da? Partenerii se distanțează tot mai mult, se critică tot mai mult, nu reușesc să se reconecteze, să discute despre ce nu funcționează și atunci apar mici breșe. Da? Între timp, foarte ușor poate să apară o altă persoană cu care unul dintre parteneri simte că poate comunica mai ușor, că lucrurile sunt mai simple, că nu mai au același bagaj emoțional și încet, încet apare această comparație. Încep să-l compar pe partenerul tău cu acea persoană nouă, idealizată, da? Cu care nu împarți nici rufele murdare, nici vasele nespălate, nici șosetele de pe jos, da? Și e mult mai ușor să te reconectezi cu acea persoană în loc să depui efort, să repari ce nu funcționează, să vezi, uite, aici totul pare mult mai simplu. Da? Și asta e una dintre traseul aia cum care duce spre infidelitate atunci când ne gândim că relația nu funcționează atât de bine. Dar uneori sunt foarte multe persoane și am întâlnit și la cabinet persoane care spun, uite, îmi iubesc soțul sau îmi iubesc soția, e perfectă, e minunată sau e perfect, e minunat, mă ajută și totuși, nu știu, am o aventură sau mă simt atras de o persoană care nu e nici pe departe la fel ca și soția mea sau că la fel ca și soțul meu. Nu mă văd rămânând cu acea persoană, da? Și aici, oarecum, acea teorie a deficitelor în relație nu mai e valabilă. Adică faptul că relația mea e bună și totuși eu o pun în pericol, nu se potrivește undeva. Și atunci se pare că uneori aceste ieșiri, oarecum, din relație, fie au la bază anumite probleme anterioare ale persoanei care înșală, faptul că, nu știu, o persoană care
dăm un exemplu de un bărbat, nu e neapărat să fie bărbat, da? Un bărbat care, nu știu, a fost toată viața lui criticat, a avut niște părinți foarte duri, foarte autoritari, foarte critici, a învățat că nu e suficient de bun, că nu e suficient de valoros, a încercat să compenseze asta și, nu știu, are lângă el o femeie de succes, o femeie frumoasă, o mamă exemplară, da? Dar undeva el simte că nu merită asta. Da? Și atunci o să se saboteze singur, o să caute o altă relație cu o persoană pe care poate nu apreciază atât de mult, dar care oarecum îl face să se simtă diferit. Și aici vine cea următoarea teorie. Da? În unele situații poate că nu sunt anumite lucruri nerezolvate, poate că ai avut o viață echilibrată, perfectă, puțin probabil, da, o copilărie exemplară, da, și totuși simți nevoia să faci asta. Și sunt și astfel de situații în care, da, nu am o problemă emoțională, nu am lucruri nerezolvate, relația mea e ok și totuși simt nevoia să înșel cealaltă persoană. Și aici e oarecum ideea asta că nu căutăm neapărat o altă persoană, ci căutăm un alt sine, căutăm să ne exprimăm noi diferit într-o altă relație. Da? E imposibil ca relația pe care o avem, sau e foarte dificil ca relația pe care o avem să ne lase să fim, nu știu, în totalitate cum suntem noi. De multe ori, inevitabil, fiind într-o relație de lungă durată, ne restrângem sinele într-un anumit fel. Da? Și o relație extraconjugală uneori te face să te simți diferit, să te simți altfel, să simți că trăiești. Uneori exact ideea asta de a fi periculos, a fi ceva interzis, e asociat cu o atracție mai mare, cu un interes mai mare. Da? Deci nu întotdeauna cauzele infidelității sunt legate de probleme în relație. Uneori sunt legate de probleme ale persoanei care înșală, alteori sunt legate oarecum de anumite nevoi pe care e normal într-un fel să le avem, nu e neapărat în regulă să le îndeplinim în acest mod. Infidelitatea are întotdeauna componentă sexuală? Nu neapărat, și foarte des, sunt foarte multe situații, componenta sexuală nu e neapărat centrală. Da? Sunt o serie de studii care arată că, da, pentru bărbați e mult mai frecventă componenta asta sexuală, pentru femeie mai degrabă partea de implicare emoțională. Dar în ambele contexte, oarecum, partea de atracție sexuală e doar o bucată. E mult mai complex peisajul, da? Este această componentă. În schimb, există și partea de a fi ceva diferit, a fi ceva nou, a trăi altceva la nivel emoțional. Într-un cuplu, în cadrul unei relații, cât de importantă este componenta sexuală? Sigur că componenta sexuală e importantă în orice relație, partea de intimitate poate să ajute să întărească o relație. Asta nu înseamnă neapărat că ajungem într-o situație în care spunem, da, uite, nu știu, lucrurile trebuie să fie la nivelul ăsta sau trebuie să se întâmple de atâtea ori ca relația să funcționeze, și dacă nu se întâmplă, înseamnă că va fi o problemă și că nu mai funcționează. În momentul în care există o problemă pe unul dintre planuri, poate celălalt, cel afectiv, de exemplu, să compenseze? Adică să existe dragostea aceea uriașă care poate să treacă peste tot? Poate exista într-o anumită măsură, da? O anumită perioadă. Pot să compensez, pot să reglez și e normal până la urmă să fie așa, nu? Dacă ne gândim, nu știu, la situații în care unul dintre parteneri are o problemă de sănătate sau apare un copil într-o relație, evident că lucrurile o să se schimbe, se va schimba puțin dinamica și e normal ca uneori să existe aceste oscilații, dar e foarte important cumva să existe acest feedback continuu, da? Tot timpul are cum să reușim să verificăm ce funcționează, ce nu funcționează, unde ar fi nevoie să îmbunătățim. Da? Folosesc foarte des comparația asta cu clienții mei, nu știu, dacă lucrezi pe un proiect, da, ai ședințe, măcar săptămânale sau lunare, în care vezi, ok, ce am făcut, ce funcționează, ce a mers, da?
Pe când în relație ne așteptăm ca totul să meargă de la sine, deși un proiect atât de mare, atât de complex, da? Care inevitabil la un moment dat va avea părți care scârție, va avea părți care funcționează foarte bine, dar e esențial ca cei implicați în proiectul ăsta oarecum să se conecteze, să se oprească și nu atunci când apar deja conflictele sau atunci când ne certăm să stăm și să ne scoatem ochii, da? Ci mai degrabă din când în când să ne oprim și să vedem, uite, cum merge proiectul nostru, ce funcționează, avem întârzieri, avem lucruri care nu merg așa cum trebuie. Au apărut baguri? Exact. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste sfaturi și toate aceste informații pe care le-ați oferit astăzi și cu siguranță vom continua discuția. Vă mulțumesc și eu. Iar cu dumneavoastră să ne vedem sănătoși.